Potrivit sondajului de opinie dat publicității acum în preajma zilei naționale, 83% dintre respondenți se declară mândri de a fi români, însă doar 23,6% dintre ei arborează drapelul național pe 1 decembrie. Potrivit cercetării sociologice, locuitorii din Muntenia, Oltenia, Dobrogea sunt mândri de originea națională peste medie. Mândria de a fi român este ceva mai slabă în Transilvania decât în celelalte zone, lucru explicabil prin diversitatea etnică a regiunii. În ceea ce privește Marea Unie, 29,6% dintre români ar fi de acord cu mutarea zilei naționale într-un anotimp mai călduros, 55,3% nu sunt de acord, iar 15,1% nu au o opinie în acest sens. În ciuda dezavantajelor legate de iarnă, cei mai mulți români care sunt interesați de problema zilei naționale consideră probabil 1 decembrie ziua Marii Uniri din 1918 drept data cea mai potrivită din punct de vedere simbolic pentru a celebra ziua națională. De altfel, topul evenimentelor cu consecințele cele mai importante pentru istoria românilor este dominat la distanță de Marea Unire de la 1918, episod valorizat în clasament de 43,1 din români. Cercetarea este realizată de INSEC Oper Research la comanda ziarului Adevărul. Sondajul a fost efectuat în perioada 7-14 noiembrie 2013 pe un eșantion de 1055 de persoane și este reprezentativ pentru populația României de 18 și de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.